Aștept însă o reluare. Apândă și e șansa de a deveni un jocul, o pasă greșită a lui Andrei Radu, doar pentru Michael Moffett. În dreapta, Collins Fai, poate fi o acțiune periculoasă, centrează Fai și este 1-1. Gol Dinamo, iată cine marchează. Pape Abdulai. Nu se grăbește Bălgrădean, abia acum degajează lung către același Papândo, care reușește să devieze către Joel Toma în duel cu Varela. Acolo Joel Toma nu reușește să lovească. Se grăbește Collins Fai către același Cosmin Matei, atacat din spate de Sân Mărtean. Papândo încearcă un procedeu ala Zlatan Ibrahimović, greu de reușit. Îi arată Sân Mărtean cum se rezolvă. Șeptarul Vasluiului, autorul primului gol al echipei sale în acest sezon de Liga 1 împotriva Rapidului. O pasă către... Exemplele de acest gen pot continua la Dinamo. Doar jucători liberi de contract sau veniți pe sume sub 100.000 de euro. Da, nici salariile nu sunt foarte ofertante în acest moment la Timișoara. Iată-l din nou pe Ionel Dănciulescu, cel mai experimentat fotbalist din Liga 1, sezonul cu numărul 21 pentru el în campionat. L-a egalat pe Dobrin, însă exact din acel loc plecase mijlocașul Vasluiului către dreapta. Acum o pasă foarte bună pentru Papândo, vine semnalizarea de la margine. Aștept însă o reluare. Laurențiu Rus pentru Cosmin Matei. Nu se pasă printre picioarele unui adversar. Calcă pentru centrarea lui Rus. Papândo trimite peste poartă. Va fi totuși corner. A ieșit destul de târziu stratații de joc. Elton, Papândo și Joel Toma sunt noi la echipă. Doar Curtean, Rus și Matei nu pot să desfacă ofensiva lui Dinamo, însă Bălgrădean a intervenit salvator. Să vedem riposta lui Dinamo. Papândo pentru Cosmin Matei în partea dreaptă. Cosmin Matei față în față cu Varela. Matei centrează, însă este blocat de stop. Vitură liberă pentru Dinamo. O minge cel vizează pe Papândo. Un atacant foarte înalt. A preluat tricoul cu numărul 30 pe care o are astăzi la dispoziție Gigi Mulțescu. Centrează, nu bate scurt Sân Mărtean până la Lovrecii. Centrarea acestuia respinsă din careul de 6 metri de dinamoviști. Tot Sân Mărtean recuperează. Sân Mărtean este faultat cu greu în fața lui Liviu Antal. Continuă de unul singur Alex Curtean, o centrare pentru Papândo, care a încercat să devieze spre Cosmin Matei, a respins Sălăgeanu, iar acum Sân Mărtean îl cauciut sau poate maximum al treilea din această partidă, din care s-au scurs, iată, aproape 33 de minute. Papândo este ținta predilectă a degajărilor lui Bălgrădean, ar trebui să-l ajute statura. Durabil. Foarte timide în ultima perioadă încercările ofensive ale vasluienilor. Joel Tomas a descurcat bine acum. În acea partidă, ultima victorie a lui Dinamo cu Mircea Rednic pe bancă în aprilie 2009, tot acasă. Atunci a fost ultima dată când Dinamo a fost foarte aproape de titlu. Vasluiul prin Lovrecici, acum Sân Mărtean, mai departe până la Caue. Sălăgeanu face o preluare greșită, se bazează însă pe naivitatea lui Papândo pentru a obține repunerea. Filip a recuperat Laurențiu Rus, Papândo se joacă într-un ritm foarte bun în ultimele 5 minute aici pe Arena Națională. Caue se încurcă cu Cordo și recuperează Dorin Rotariu, șutul lui Rotariu, gol! Collins Fai prelungește spre Papândo. Atacantul senegalez întoarce spre Fai, acum Cosmin Matei. Îl puteți vota pe Dorin Rotariu, omul
etapei. Aveți acolo toate detaliile cu privire la concursul nostru. Aștept însă o reluare. Până și șansa de a deveni un... Aștept însă o reluare.